Uite așa era. Dar să nu-mi dea gunoiul de acolo. Uite aici. Vino, pace, filmează că-i sângele. Vino, uite aici. Începe. Aici este sângele. Uite, vezi? Este dără de este sânge. A fost într-o pungă galbenă. Locatarii blocului E2 din Viziru s-au îngrozit de ce le-a fost dat să descopere în ghena de gunoi de la subsolul scării. Un nou născut, înfășurat într-o pungă de plastic, zăcea fără suflare printre deșeuri. E o cameră unde se strânge gunoiul, vine gunoiul de sus în jos. Așa. Și jos aici. Așa era un pic de morman de gunoi și iar copilul era într-o pungă galbenă. Era cu fața așa, jos, chircit. Așa l-am văzut eu. Așa nou născut. Cam atâta era. Nu-i suflet care nevinovat și trebuia să facă așa ceva. Nu trebuia. Trebuia să-l speli, să-l îngrija, să-l lese undeva la un locuit. La o biserică, la o mănăstire să fie dus, dar să nu fie lăsat așa. Locatarii bănuiesc că mama copilului nu este din cartierul în care s-a întâmplat grozăvia, ci a venit din altă parte să scape de bebeluș, pentru că nu au văzut nicio femeie însărcinată. O femeie, dacă era sănătoasă, nu făcea așa ceva să arunce copilul. Și eu cred că nici de aici nu este din cartier. Că eu să fi fost aia, mi-aș fi aruncat propriul meu copil, să-l arunca ce? Decesul bebelușului a fost pronunțat de medicul ajuns la fața locului. Din primele cercetări, fătul ar fi murit din cauza unei hemoragii cerebrale. Polițiștii au deschis un dosar penal și sunt în căutarea mamei copilului decedat. Dacă aceasta se face vinovată de pruncucidere, riscă să își petreacă următorii 7 ani în spatele gratiilor.